Inspectoratul Școlar Județean din Mehedinți a implementat un proiect numit Practic, Practica la locul de muncă, poartă deschisă spre angajare. Prin această activitate, elevii din învățământul profesional și post-liceal vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională, stagii de practică la agenți economici și în firme de exercițiu ce vor fi înființate în cadrul proiectului. În cadrul proiectului au fost selectați 181 elevi din învățământul secundar și terțiar din 3 unități de învățământ din Drobeta Turnu Severin, precum Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, Colegiul Economic Teodor Costescu și Școala Post-Liceală Sanitară. Astăzi noi am fost la Liceul Auto, unde am înțeles importanța acestor activități. Astăzi la Liceul de Transporturi Auto se desfășoară 2 ateliere de lucru în cadrul proiectului Practic, Practica la locul de muncă, poartă deschisă spre angajare. La aceste activități participă elevii claselor profesionale cu specializările mecanic auto, electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, sudor și lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic. Proiectul își propune creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul profesional și post-liceal la programe de învățare la locul de muncă, în scopul îmbunătățirii perspectivelor de inserție pe piața muncii, cu accent pe sectoare economice cu potențial competitiv și din domenii de specializare inteligentă. Astăzi se desfășoară activitățile caravanei practic la consiliere din cadrul campaniei de informare a elevilor privind importanța consilierei și orientării profesionale din proiectul Practic, Practic la locul de muncă, o cale deschisă spre angajare. Aici participăm la un atelier organizat de o grupă de elevi, da? Dar totodată avem și un atelier pentru adulți care au diferite teme. Pentru elevi astăzi dezbatem bijuterii și meserii, în care se evidențiază beneficiile consilierii și ingredientele, să le zicem așa, succesului profesional, iar în cealaltă sală se desfășoară un alt atelier pentru adulți, vizând viitorul copiilor noștri. Ți se pare această activitate și dacă ți se pare folositoare pentru tine în viitor? Mi se pare interesantă și da, este foarte importantă în viața noastră. Ce ai scris pe foaie? Ai descris pe tine sau ai descris locul de muncă? Am descris cum ar fi un interviu și puțin din locul de muncă. Ceva din ambele. Ce meserie ți-ai ales pentru? Pentru viața mea aș alege meseria mea ca mecanic, dar deocamdată mai mă gândesc. Am o părere foarte bună, că ne poate ajuta în multe chestii și în multe domenii. Tu ce domeniu ți-ai ales? Profil de sudor. Implementarea proiectului va aduce beneficii însemnate atât pentru elevii implicați direct în activitatea proiectului, cât și pentru comunitățile județului.